totul în jur era alb. Și atunci am înțeles că era Crăciun. În apartamentul imens era cald. Dumnezeule, câte camere! Sunt fără de număr. Și în fiecare dintre ele numai lucruri prețioase și fermecătoare. Din fața pianinei s-a îndepărtat ușor fratele meu mai mic. Râzând, mi-a făcut semn cu degetul să mă apropii. Deși avea pieptul străpuns de un plon și acoperit cu un plasture negru, de fericire am început să pâigui ceva cu răsuflarea tăiată. Va să zică? Ți s-a vindecat rana? Am întrebat eu. O, da, complet. Pianina avea capacul ridicat, iar deasupra clapelor se afla partitura operei Faust, deschisă la pagina cu aria lui Valentin. Și nu ți-a atins plămânul? Ce plămân? Hai, cântă-mi o cavatină. A început să cânte. Thank you.
Thank you.